Corina Mihaela Roman Din afara corpului Capitolul 3 A treia oară s-a aprins. Trecuse încă un an cu poezii și meditații, simțul iubirii la cote înalte, cu familie, prieteni, lacrimi, lecții, răni, soț, casă, pisică, îndatoriri, serviciu și concedii de odihnă îmi un program de meditație în seara aceea și deși mă simțeam foarte obosită fizic, m-am așezat în meditație în cele din urmă în poziția Lotus. Nu aveam foarte multe gânduri din cauza sau datorită oboselii ce o simțeam. Am rămas în tăcere, cu ochii închiși și am început să experimentez câteva furnicături la nivelul capului, unde simțeam în același timp prezența unei coroane, se poate întâmpla acest lucru în timpul unei meditații, atunci când se deschide ceacra a șaptea, de culoare violet, numită și ceacra coroană. Îmi amintesc că am brosit în gând. Ies din corp acum, Doamne, vreau să ies în afara acestui corp. Cine s-ar fi gândit că Dumnezeu ascultă și mai ales că îndeplinește instant fiecare dorință? Eu nu, Mă întorc în pat în clipa în care soțul meu se ridică făcându-și drum în bucătărie. Mă așez pe o parte și deodată încep să simt porind de la picioare și urcând în între corpul o vibrație atât de puternică încât o pot auzi. Zâmbesc. E de la meditație, îmi spun. Totuși atât de puternică este această vibrație și crește atât de mult în intensitate, sporind în aceeași măsură sunetul pe care îl aud încât simt, pognindu-mi urechile, ca atunci când ești la mare înălțime în avion. Atât de puternic încât mă gândesc că trupul meu nu va face față. Și sunt deja înșezut la marginea patului, neamintindu-mi momentul în care m-am ridicat. Întind mâna să aprind o veioză, apăs pe întrerupător de trei ori, nu se aprinde. Probabil nu este în priză, gândesc și îmi propun să merg după soțul meu în bucătărie când deja mă văd fiind în pragul ușii de la dormitor și mă prăbușesc ca și cum nu mai am niciun strop de energie. Ridic privirea și văd un suflet, o persoană de statură medie, zâmbind și care brusc mă apucă de un picior și mă aruncă înspre corp. Așa ceva nu este posibil, e un vis, am gândit imediat, cum poate și tu gândești acum citind. Deschid ochii. Sunt în pat, pe o parte. Mă ridic în șezut și întind mâna spre veioză să o aprind. Nu se aprinde. Probabil nu este în priză. Din nou, gândul acesta. Mă ridic și ajung în bucătărie unde soțul meu cu țigarea abia aprinsă înțelege că ceva s-a întâmplat imediat ce mă vede. Îl întreb cât timp a trecut de când a ajuns în bucătărie și eu l-am urmat și îmi răspunde că doar câteva secunde. Aprind o țigară și îi povestesc, insistând pe momentul cu veioza și ajungem în dormitor să exemplific. Întind mâna și apăs pentru a treia oară, s-a aprins.